frumosul în viața creștinului, frumusețea în arta religioasă, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șaptea. Frumusețea este veșmântul iubirii lui Dumnezeu, spune părintele Pantă Limon Șușnea de la Mănăstirea Oașa, absolvent de bel art, pictor de icoane și fotograf. El afirmă că omul poate să înțeleagă frumusețea care există în creația lui Dumnezeu numai în funcție de câtă frumusețe are adunată în el. În viața religioasă, creștinul a încercat dintotdeauna să transmită această frumusețe duhovnicească care îl caracterizează prin pictură, broderie, argintărie sau sculptură religioasă. Broderia religioasă se întâlnește pe veșmintele preoțești, așa cum vedeți în imagini, pe veșmintele sfintelor moaște sau icoane brodate, epitafe, fețe de masă din biserică sau acoperăminte bisericești. Pictura bisericească se regăsește în interiorul sau exteriorul bisericilor ortodoxe, se numește Frescă și trebuie să respecte anumite reguli de reprezentare notate în ermineutică. În această frescă, dintr-o biserică din Constanța, avem reprezentați trei sfinți: Sfântul cu vios Gerasim din Chefalonia, Sfântul cu vios Telian, întotdeauna reprezentat cu un prunc în brațe, ca simbol al iubirii și grijii sale față de copiii nou-născuți, și Sfântul cu vios Antonie cel Mare. Într-o cu totul altă paletă de culori, avem aici interiorul unei biserici din Vatra Dornei. pe lângă pictura deosebită specifică fiecărei biserici, mai putem observa frumusețea sculpturilor în lemn sau piatră. Multe icoane au ramele încustrate în lemn sau putem vedea icoane sculptate în lemn. teasma este de obicei realizată din lemn foarte frumos sculptat, așa cum putem observa și în imagini. Sculptura religioasă în piatră O întâlnim atât pe stâlpi din interiorul bisericii, cât și la cadrele ușilor de la intrare. Argintăria o altă parte a artei bisericești poate fi observată pe icoane, cristelnițe, aghiazmatare, vase pentru anaforă, cruci, sfintele vase, precum sfântul potir, sfântul disc, lingurița de împărtășanie și copia, miruitor, etc. Observați aghiazmatarul și vasul pentru anaforă. Unele icoane au peste pictură o ferecătură din argint. Avem aici ca exemplu icoana Maicii Domnului de pe Muntele Eleonului, Ierusalim. Diferite obiecte bisericești. Să observăm unele simboluri în arta religioasă. Pentru început, cercul. Acesta simbolizează viața veșnică sau iubirea fără de sfârșit. Frânghia, în arta religioasă, poate simboliza împletirea vieții cu moartea sau legătura dintre uman și divin, având sensul ascensiunii al înălțării. Vița de vie este simbol al vieții, al împărtășaniei, poate face referire la pilda viței și amlădiței care ne învață legătura dintre Hristos și noi, creștinii. Acest simbol este întâlnit fie la cadrul ușilor, fie sculptat în lemn la diferite obiecte religioase, fie prelucrat în argintărie sau metal. Păunul, din imaginea din stânga jos, este un simbol al eternității. Crucea este simbolul jertfei divine. Feodor Dostoevski spunea: Frumusețea va mântui lumea. Pornind de la acest citat, răspundeți la întrebarea: Arta religioasă ne poate ajuta să descoperim frumusețea sufletească a celor care au creat-o?